Așadar, dragilor, continuăm problemele. S-a apropiat de sfârșit mai George, perioada, George și Mihai, perioada asta de stat cu proful online. Da, și eu chiar vreau mai mult să stau. Băi, este teribă. Păi tu ești șmecherul cel mare. Ce vreau? Adică acum, ha? George, spune-te-o pe cea dreaptă. Vezi, s-a dat drumul la cameră și știi, mă, să valorifice potențialul ăsta. Adică el spune, chiar vreau să stau mai mult. Și nici acum n-ai făcut înmulțirea aceea de două mere. Și nici împărțirea care ți-a spus-o. Că acum eu... Și acum fă împărțirea, rezultatul la unul din cele de două numere. Știu, dar... Știu că da. George, deci tu vrei să ajungi la proful online, la tablă, să facem lecția în direct. Mihai sau eu? Nu, Mihai. Vreau lecția în direct, la tablă. Că el e nebunit să apară pe internet, să fie el... Mă doresc foarte mult. Știu, mă. Dar știu asta. Dar cu și o condiție. E tabla mea. E blogul meu. Și tu vrei să ajungi acolo? După ce faci și înmulțirea aceea și făci una din împărțiri. Nu pe amândouă, una din împărțiri. A. Măcar una, mă. Dă-o cea. Da. Păi, dă-o încolo de treabă. Nu mai încerc, m-am făcut atât cu... Da? Ce? Să-mi stai scriu în creier tot, nu mai încerc. Că nu am eu în teacul. Păi te concentrezi și rapid o faci. Da, dacă m-am făcut atât. Și ducem la problemele alea. Și să văd... Tot tipuri de alea, da? Da, acum să văd care... Ia-mi una de acolo. Ce mi-a făcut, mă, problema trecută teribilă? Da, am găsit-o, da. Te rog. Roxana cumpăra caise. Da? Deci Roxana cumpăra caise. Cumpără caise. Bun. Pentru că așteaptă musafirii, dorește să-l așeze pe farfuriuț. Dacă fiecare farfuriuț ar așeza câte trei caise, iar mai rămâne două caise. Deci dacă ar pune câte trei, hai mă, astea-s farfurii. Eu știu desenul, trei, și așa mai departe, câte trei, rămân nouă, nu? Caise. Bun. Dacă ar așeza câte șase caise, iar mai rămâne două farfuriuțe goale. Deci dacă ar mai... Fii atent. Băi, Mihai, stai aproape. Ține aproape. Știu. Îl scoate să întâmplă pe el. Asta. Îl scoate sperătorul și el să o facă. Să o facă, nu? Da. Asta. Deci dacă ar pune câte... Dacă ar pune câte... 6, adică ar mai pune 3 de desubt. Da, dacă să facă 6. Iar 3. Să facă 6. Astea două ar fi goale. Două farfuriuțe ar fi goale. Rămâne goale. Farfuriuț. Ele aveau 3 înainte. Și acum rămân goale. Câte că s-a cumpărat Roxana, câte farfuriuțe are. Mai face deci mei dacă. Deci astea rămân goale. Nu spun nici eu vorbă, George, că ne concentrăm eu și Mihai. Bine, George, adios. Bine. Noi trebuie să aflăm câte cai se cumpără. Ce te-am dat problema? Ce să aflu aici? Da, mă. Și tu? Dacă, dacă ești primul și ești gata, ne dai răspunsul, controlezi dacă e la sfârșit corect și taci. Da? Deci dacă îl găsesc, pot duce în camera celălaltă. Da. Nouă ne zice, trebuie să aflăm câte cai se cumpără Roxana. Câte a cumpărat? Roxana. Da? Câte și câte farfuriuțe are? Da. Adică câți invitați în final? Da. Deci, încă o dată? Acum să scrieți. Citește problema. Zi tot problema. Îmi amintesc. Roxana a cumpărat un număr de caise, portocale. Caise. Și le-a pus pe farfuriuțe, pentru că știa că o să vină niște invitați la ea. Ea s-a gândit, hai să pun
trei. A început câte trei? Da, câte trei, pe o farfuriuță. Pe fiecare farfuriuță? Da, pe fiecare farfuriuță. Câte a gândit ea? Da, apoi s-a mai gândit și nu, nu, și făcând treaba asta. Da. Vino încoace, vino încoace. Îți gândim problema. Deci, fii atent aici. Tu spui așa, că ea a cumpărat un număr de caise. Nu știm noi. Da, nu știm. Deci nu știm. Deci nu știm. Da. Bun. Și îndată își zice, hai să încerc eu. Să pun 6 pe o... Nu, nu, nu. Știind de a care un număr de invitați, da, a pregătit un număr de farfuriuțe. Da. Și a pus câte 3. 3, 3, 3, 3, 3. Și a completat toate farfuriuțele și s-a oprit. Constată că nouă caise n-are cu ei le da. Da. Și atunci ce hotărăște? Să pună 6 pe farfuriuțe. Adică să înceapă cu câte, să adauge încă 3, 3 la fiecare. Da. Deci vrea să adauge câte 3. Da. Și încercând de a să adauge câte 3, constată că două farfuriuțe rămân goale. Da. Adică acelea două. Iar dacă te-ai oprit la asta pe aici, asta ar fi deja cu 3 și încă 3, nu? Da. Astea două sunt goale. Da. Întrebarea este câte caise a cumpărat și câte farfurii a pus până aici. Cu câte 6. Păi, eu, mi-am zis în minte, dacă i-au mai rămas 9. Bun. 9 caise. Da. Pe cele 9 le pune, câte 3 le distribuie? Da, le distribuie pe farfuriuță, mai da, pune încă 3 pe... Da, pune în prima 3. Da. În a doua. În a doua 3. În a treia 3 și le-a consumat. Și le-a consumat și le-au mai rămas 2 farfuriuțe. Dar zgoale alea? Da. Dar de ce s-au golit astea? Fiindcă a continuat... Și n-a mai avut... Nu, fiindcă a continuat să pune câte 3. Da. Și n-a mai avut să mai pună și pe cele 2 farfurii. Nu, 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 mă. Ele erau pline cu câte 3. Da. Ia pe astea 3 și pe astea 3 și pe astea 3 le pune la următoarea. Ia și pe astea 3 și le pune la următoarea. La asta să zicem? Să zicem la asta. Unde a dat deja 3. Pune și pe astea 3. Și-au rămas goale acum. Cele 2. Și atunci câte a completat ea cu câte 3? Cu câte 6? Că punem 3, 3, 3, 3, 3. Câte sunt completate? 6. 7. Ia mai fă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, mă. 5 a completat. Da? 5, pentru că face... Astea 3 sunt de aici. Astea sunt aici 9. Da. Și celelalte 2 sunt completate luându-le din cele care erau aici. Da. Și noi trebuie să aflăm câte... Deci câte sunt acum? Hai să vedem câte. Câte a cumpărat? A cumpărat. A cumpărat 18 portocale. Salut, Selica, salut! A cumpărat 18 portocale. La mulți, acum te sun. Da. Nu, te sun un pic, sunt într-o lecție. Acum și te sun peste o jumătate de oră, bine? Sau o oră cel mult? Salut! Sunt 18 portocale. 18 caise. Cu număr de 6 plus 6 plus 6. 18 până aici? Dar și astea sunt făcute cu 6. Că și astea sunt făcute cu 6, am luat din astea și am completat aici. Deci am încă un 6, încă un 6. Adică... 18 plus 18. De ce 18 plus 18? Te rog să urmărești tu. Câte sunt acum cu câte 6? Este egal cu 36. De ce, mă? Că e 1, 2, 3, 4, 5. Și 5 ori 6? 5 ori 6 este egal cu 36.
Sigur? 30. Nu, mă, lasă-mă, că e hotărârea lui. Bine. Să se filmează. Deci 5 ori 6 egal cu 36. Puneți întrebare. Nu este. Stai, mă, stai, lasă așa. Ia zic așa. 5 ori 6 este egal cu 5 plus 5. O echipă de 2. De 5. Plus. Iar 5 plus 5. Iar o echipă de 2. De 5. Plus 5 plus 5. Iar o echipă de 2. Dar fiecare 5 plus 5 face un 10. Un 10. Și încă o 10. Avem 30. Păi zi-ți, mă. Păi zi-ți, bază rău de minim. De ce zi 5 ori 6 fac 36? Că ai învățat mecanic. Că dacă ești atent, nu mai ești în clasa a doua. Suntem acum în bătălia tare cu tabla mulțirii, nu? De la clasă, da. Băi, ți-am zis eu aseară, fii șmecher, mă, fă tot felul de șmecherii. 5 ori 6, 5, 5, 5, 5, 5, 5, cei 6 de 5, i-am așezat așa, cât e 2, 2, 2. Sau facem 3, 6, minus 6. Da, de ce 3, 6, minus 6? De unde am făcut? 3, 6. Da, ca și cum ne-am gândit că aici e 6 ori 6, 36, și minus un 6, da, minus un 6 egal 30. Da, mă, și așa merge. Deci, tu zici așa, cum? Când tu știi 5 ori 6 este egal cu 5, nu, cu 6 minus 1, 6 minus 1 ori 6 e 5. Da. Și face 6 ori 6, 36. Minus 6 ori 1, 6. 36 minus 6 fac 30. Bă, 6 e bun. Tu reții numai bine 6 ori 6. 6 ori 6 mă plice foarte bine, să zic și 7 ori 7, 9. Formidabil. 6 ori 6 te plice foarte bine, 36. 7 ori 7? Da, 49. 49. Și 8 ori 8? 8 ori 8, 64. Și 9 ori 9? 9 ori 9. 81. Le astea le merge, le... Deci au făcut în capul tău legăturile astea, ha? Da, da. Dar încă ai greutăți cu celelalte. Da. Băi, să nu te speri că și eu am pățit-o la fel, ți-a zis. Am pățit-o și m-a făcut de rușine, de nu se mai știe. Da, și acum mai faci de rușine unele de la tabla mulțirii. Da, învăț, fiecare zi. Vezi, sunt hotărât să nu greșesc niciodată. Și fac tot felul de conexiuni de astea ca să mă greșesc. Da. Bine? Hai să ne întoarcem la voi. Zicem așa. Câte... Câte portocale... Sunt. Ia să vedem. Da. 30. 30 de portocale. Și câte farfuriuți? Înseamnă că ar fi 30 împărțit la... 30 împărțit la 5. Corect. Ah, da. Adică 6, mă. Da, 6 farfuriuțe. Deci la 5, la 30 împărțit la 6, mă, că în fiecare zi câte 6. Da. 5, la 5, la 6, 30 împărțit la 6 fac 5. 1, 2, 3, 4, 5. 5 farfuriuțe. Da. Și cu 2 goale? 7. 7, bă. Am rezolvat problema. Am rezolvat problema. 7 farfuriuți sunt și... Și 30 de portocale, zicea... Da, mă, 30 de portocale sau de caise. Da, de caise. Deci răspuns. Răspuns. Răspuns corect. Așa. Câte am zis? 30. 30 de... Caise. Caise. Și 5 farfuriuțe. 5? 5? Farfuriuțe. George, e bine 5? Da, era 5 farfuriuțe. Ce? Câte farfuriuțe? Când am făcut, zicea... 30 împărțit la 6. Ba, poate să fie 5. 5 la 2 înseamnă îi pui și pe astea, mă, care sunt? 7. Păi vezi, bă. Deci, bă, care e problema? Deci răspunsul corect la... Gata, am rezolvat-o, gata. 30 de caise și 7, mă, 7. 7. 3, 5 erau câte 6, dar sunt și 2 goale. Da. Deci 7... Și de-aia punem dificultate pe... Cel care rezolvă problema, că el cred că se pun doar cele cu... Păi da! Da, și... Păi le uiți pe alea două goale. Da. Și le uite și n-a făcut problema toată. Nu că l-a făcut greșit, adică. Da, greșit. O dată în loc de 7, dă 5 și se ia iurea. Da. Deci vreau să vă întreb, care sunt rezultatele? 30 de caise și 7 farfurii. Da. Oare e corect?
Vedem acum. Să vedem. Să facem verificarea. Nici o verificare, ne uităm după carte. Oh. Bun. Și dacă după carte e greșit? Zice și noi, dacă după carte e greșit... Facem verificarea. Facem verificarea adevărată. Mai valoroasă este verificarea. Dar rezultatul este... Da. Care, câtă problemă e? 2. 30 de caise și 5 farfuriuțe. 7, mă. A, auzi. Ia să mă te joc din noi. Eu eram hotărât să ne certăm cu el. Pentru că 5 sunt până când am acoperit pe ăstea. Ba, dar să da și 2 ori. Și 2 ori. Dar eu recunosc, nu știu să fac. Nu cred. Nici eu nu cred. George, n-ai vrut. Nu, ești prea modest. Dar nu cred că n-ai putut să o faci. De unde te-ai împotmolit tu? Da, spune-ne. N-am știut cum... Deci graficul la pot să-l fac, da? Și eu te-aș am făcut eu, am făcut așa. Da, așa aș face și eu. Bun. Puncte, da. Da, cum ați... Te extras. Păi am avut 9 în plus. Da, și ce? Și așa te ajută foarte mult. Și la cele 9 plus am început să ne împărățim 3 la tine, 3 la tine, ca să la 6. Și se consumă. Și am consumat 9 caise. Dacă 3 ori 3, 9. Corect. Și de 3. Și acum, fiindcă rămân 2 goale, iau pe alea 3 din fiecare, ăsta 3 și-l pun la următoarea, și ăsta 3 și-l pun la următoarea. Da. Și le-am golit. De-au rămas goale. Și-au rămas goale. Dar tot le erau în calcul, pentru că și ele sunt farfurii. Sigur că și ele sunt farfurii. Dacă nu sunt animale, nu sunt... Deci farfurii sunt, că ne-am luat din ele și deci de-aia trebuie să gândim așa. Eu mă gândeam că George este așa de tare, cum a făcut dată revoluția, da. 9 și cu 6, 15. 15 împărțit la 3, 5. 5 ori 6, 30. Băi, mă așteptam să fii foarte bun. Da, lucru. Și eu mă așteptam. Băi, deci nu... Dar de cum să știu eu ceva? La toate sunt... Specieria asta, mă, când 9 au rămas, mai faci alea 6 de care le... S-a părut mai ușor aia care l-am putut să fac eu pe asta. Ei, mie s-a părut asta de mii de ani. Am făcut, știu că la problema, pe prima problemă cu... Care a fost cu kilogramele, cu roșii, mi s-a părut mai ușor, frate. Da, și mie. Și de aici am după modelul ei, da. Nu am știut să-l ce fac? Pentru că nu se amorează. Suntem tari. Norocoi. Nu, suntem tari, mă. Noi facem, dar merită să-l respectăm și pe el, că e cinstit, da. E corect. El a spus acum mai devreme, zice, care e rezultatul? El nu ne-a urmărit. Fetem, George, tu, Mihai, chestia asta trebuie respectată formidabil, corectitudinea. El spune, da, am făcut-o și eu. Cum faci tu, tu apelezi la șmecherea asta din multe ori. Da. Hai, mă, că faci asta. Nu mai fac. Deci, asta e o șmecherie care nu ține tot timpul. Deci el este atât de valoros că e corect și a fost cinstit. Și s-a uitat la noi și nu s-a văzut nimic. El s-a bătut cu ideea lui. Asta e fantastic. Și el a vrut să vadă el cum poate să o facă. Deși avea în sub ochii lui posibilitatea să spună, da, și eu am făcut-o. Când am zis noi 30 de caise și 7 farfurii, s-a uitat și le-a răspuns și a zis, da, am găsit răspunsul. Vedem ce faci. Asta nu s-a spus niciodată. Deci el a crescut foarte tare în ochii mei. Pentru corectitudinea asta. Este cinstit. Că putea să fie fals. Dar la ce a ajuns în minciuna? La nimic. Atenție, că te vizezi pe tine aici. Da? Să vizezi. Care are tendința asta? Știu! Da, tocmai și-a auzit. Rezolvat-o! Că nu-i o problemă de azi. Păi, tu n-am urcat în prisma! Că zice o problemă de a 10, a scris o problemă și după mea ai încercat să o faci și da, am rezolvat-o, am zis că cu ochii și deci n-a zis ceva. El fură de niște coră câte ceva. Sau că a rezolvat-o. Dar de acum, știi cât și ți-am făcut acum? Stai în fața camerei, mă, să filmează. Te schimbi de aici încolo? Nu.
Da. George, nu știu cum te locuiești. De schimb, da. Deci el n-ar de gând. Bă, tu n-auzi că asta e minciună, mă, și nu cu minciună nu face nimic, băi. Băi, George, băi, te schimb? Da. Dar n-ai zis, mă, toată, din toată ființa ta, mă, trebuie, din tot sufletul, da. Da. Adică, trebuie la minciună să mai apelezi tu, la ce-ți folosești ea? Hai să facem o discuție cu minciuna. De câte ori minciuna te-a scos pe tine din încurcătură? Uneori și cu brio. Da, chiar. Da, chiar de, da, cu brio. Deci, ai avantaje la minciună? Uneori. De depinde dacă știe, dacă n-a mai făcut-o sau dacă n-a mai făcut-o. Băi, lasă-mă. Nu. Deci cu minciuna, dacă tu îmi spui că știu, minciuna... Dar știi ce se spune? Minciuna are picioare scurte, mă. Știu. Și dacă știi cum să mai folosești, mă? Că n-am folosit-o de o grămadă de ori. Dar nu ești din stare să renunți la ea? Da, aș renunța. Chiar. Cum? Dar trebuie să fii convins. Pentru câți bani? Nu, bani. E povestea așa, dacă el ușor și îți dă seama, hai, din toată experiența ta de până acum, din tot ce a însemnat, nu cumva cu minciuna ai creat și o stare de nemulțumire pentru cei din jur? Te simți prost cu mine, să știi. Fantastic, de bine, frumos. Știu. Te simți prost uneori când minți. Uneori. Păi eu zic totdeauna. Cu o minciună poți să faci pe... Păi tu ești expert în asta. Știi? George, și tu mai minți. Câteodată, nu am voie și... Da, dar nu mai vorbi tu. Nu. Dar exemplu de în fața problemei acestea, mi-a creat o stare de bine, cât te privește, pe care am să o păstrez tot timpul, o și mărturisesc în fața camerei acum, pentru că, știi, merită. Din corectitudine înveți și progresezi. Din, cu minciuna, te tot ții, o pui minciuna în față și te folosești de ea și data viitoare, și data viitoare și nu mai faci nicio progres. Adică, hai să fim cinstiți, cu tabla mulțirii, dacă tu nu ești convins că tabla mulțirii încă nu o stăpânești. Poți să zici că nu o stăpânești. Și tu te ischivezi și tu spui, da, dar cum să nu, 77, 76, fac... Da, nu zis asta. Dar fac... Când a venit să mă întrebe tatinuța aici, dacă l-am terminat, zis că nu l-am terminat, pentru că eu nu l-am învățat. Deci încă nu le știi, nu? Nu le știu. Băi, perfect, perfect. Dar ce faci pentru a, nu le ști, pentru a le ști? Ce faci tu? Pot să le fac așa, cu șmecherii, să le fac mai lungi, să le țin minte. Asta-i. Asta-i, adică să le faci așa. Până la 7 ori 6. Poți să spui că este egal, cum tu știi, 6 ori 6 cu 3 6. Poți să spui pe 7 să ca fiind 6 plus 1. Că asta face. Nu 6 plus 1 ori 7, ori 6. Și acum 6 ori 6, 3 6. Și plus 6 ori 1, 6. Adică la 3 6 mai adaugi un 6. Da. 4 și 2. Păi da, mă. Deci... Dacă nu le știi, cauți șmecherii. Știi, cauți șmecherii, așa fă mai repede. Ca să fii sigur că faci o treabă bună. Ca să nu spui 6 ori 7, fac 39. Chiar așa, este ceva că cât ori cât se fac 39. Că am dat un drum acum. Cine ori, cine îți fac 39? 39? Da. George, ia zi, cât ori cât se fac 39? Vreau să-i faci al Mihai. Vreau să-i zic niște numere, da. Să-l duci în derută. Zic că da și să-l duc. Nu, dar tu hai răspunde acum. Cât ori cât se fac 39? Cine ori cine? La tabla mulțirii, cât ori cât se fac 39? Dacă există două numere, încât în mulțirii se fac 39. 39 nu cred că există. Păi din experiența care tu, nimic. N-am auzit așa ceva. N-am auzit, nici n-am văzut. 6 ori 6, 36, 7 ori
7 ori 4, 28, dar mai mult. Deci te apropii, dar depășești, nu? 7 ori 6, 42, dar 39 nu. 39 e număr prim, n-are divizori. Deci 39 este ca și cum ai spune 7. Câte ori cât se facă 7? Nu este nimic. Dar se poate 39. În afară de 1 ori 7. 39 ori 1, dar două alte numere distincte. Ah, știu o mulțire care să le aibă pe 39 să dea rezultat 39. 39 ori, ori 1. Hai pe ori 1. 39 ori 1 ori 1. 39 ori 1. Ori 1. 1 nu e, nu e un divizor de ăsta important. 1 știe. La toate numerele au pe 1 știe. Este neutru, cum la adunare este numărul impropriu, 0, spune, este neutru. Impropriu, spune. Impropriu. De 7... E număr prim, număr prim, că nu sunt alte numere distincte cât oricât se facă 7, n-am. Apoi, următorul după 7 ar fi, dăm tu un exemplu după 7. Cât oricât, dă un exemplu din număr încât să nu se găsească nicicum. Eu am o înmulțire. După 7 imediat. Următorul. 13. 17. 17. Dar și 11 întâi. 11. 17. Ai zis foarte bine. 11, 17, 13. Hai să le punem 13. Da, care nu mai are nimic. Da. Nu se găsesc. 17, e drept. Apoi, altul. Cât oricât se facă, să nu se poate găsi. Deci, 11, 13, 7, 11, 13, 17. 19. Da. Că niciodată două numere înmulțiri nu fac număr, nu se distingue. Da, doar, doar să zicem... 19. Da, doar să zicem 1 ori 10 plus... Nu mă e... Plus 3 ori 3. Nu plus 3 ori 3. Cât ori cât deodată se fac așa. Da, dar nu e, nu există. Deci 19, este și iar 1. Următorul după 19. George, după 19, care e un număr care nu are divizori? Deci nu după se găsesc. După 19... 21... Pa da, 3 ori 7. 22. 22 de 11. A, deci ca să nu doresc. Ca să nu se dacă poate. Doar la 7, 27, 27. Cum ar fi? Nu vreau să zic ceva. Cum ar fi, adică cum ar fi, eu credeam că vrei să ziceți cum ar fi 7 ori 9 și deci doar de păi înmulțirea... Păi să nu există două numere care înmulțite să facă 19. Acum deci cu 19, oare? E 27, 27. După 19 altul, mai devreme. Mai înainte de... 16, 26... Mai devreme, nu 26. 26 e 2 ori 13. 17. L-am pus. 25. Deci care nu s-a fost, dă-ți Mihai că am fumărit. 17, 19, după 19. După 19 este... 14. 23! 23! 14. Apoi 14, ai 2 ori 7. 24. 25. E 5 ori 5. 24, poate. 24. 24 de ori 12. Nu. 24, 6 ori 4. 3 ori 8. 24. 27. 3 ori 9. 27. 3 ori 9. Mă încurcăși pe mine asta, deci mă-i nevoie. Hai, că tare. E tare chestia. Deci dacă nu mai... După 23, urmează. 29! 29 ce-i tare! Exasperează 21! Da, bă, asta e faină ce facem acum! 39! 29, să mai vedem până... 39! 29... 30 are 5 ori 6. 31! 31! Și 39? 31, stai să vedem acum 39. 33! 3 ori 11. Azi nu care... 34! Ai 2 ori 17. Nu, 34. 35. 5 ori 7. Aici era 21. Trebuie să fie pe 21. Aici între 19 și 20 trebuie să fie 21. Că noi 3 ori 7. Eu îmi dau seama, este vreo șmecherie aici. Nu mai niciuna, trebuie să știi foarte bine tabla. 37. Deci 31. 37. La adevăratele. 39. 39? Eu știu tabla mulțirii, doar că... Asta e! Știi că știi tabla mulțirii, știi să le descoperi. Numai că te-am curs, dar tu e normal. Da, 39. 3 ori 13. 3,
39 se fac la 3. Pa, 41? Aha, 41. Aha. 41, da. 40 nu, că e 2 ori 20. 41, da. 41, da. Altul. 47. Până acolo, mai este unul. 46. 48. Păi înapoi, înapoi. 43. 43. 46. 46. El știe că nimic. Câte ori îți fac 4 semnului sunt două numere. 46, nu, că e 2 ori, că se termină cu număr 4, se împarte la 2. Da. 46 înseamnă 2 ori 23. Da. Acum, 47. Prins. Da, da. 47, apoi, altul. 49. Da, 49, are dreptate. M-am prins, mă, de șmecheria asta, gata, o știu. 49, 77, 49, bye. Eu ai zis 49 și nu-i bun, mă. Ia să-mi iau lucrurile puși în pământ. M-am luat după tine, tu îți dai seama că n-am fost, dormeam în papuci. 49, 49. Pa, că m-au prins. Lasă, că mai beau un pahar de vin, mai beau un pahar de vin. Uitați vinul. Da, bine, mulțumesc frumos. Mărite rege? Da. Vino cu acea ochi. Toți bazurile de mine. Mărite rege. De ce-s mărite rege? Mărite rege la matematici. Bă, toate încără. Mai bine, mă. Hai să... Nu, țuica vă... Da, stai mai, dar eu ce-am spus? Dacă beau o gură de vin, pot să fiu... să... Ce ai spus tu? Inspirație sau? Nu, să fiți inspirații. Nu, să aveți halucinații serioase sau inspirație serioasă. Deci inspirație sau halucinații, da? Da. Eu am zis asta. Să cădeți și să vă imaginați în minte cum spuneați totul extrem de bine. Cum ziceți cea mai grea problemă din lume, deci, dar nimeni n-a rezolvat. Pe scurt, din asta te legi. Cu inspirație sau halucinație. Două variante. Da, da. De acord. Deci, hai să ne amintim. Deci... Să spunem, 1, n-a realizat, 3, 5, 7, 11. Numerele! 11, care n-au alți divizori, se cheamă numere prime. Ah! Numere prime, se cheamă. Cred că m-am prins un pic de șmecherie. Stai, mă, te-ai prins, nu știi, n-ai de ce te prins. Nu, că m-am 11, 13, 17, 19, 20, 3, 20... 9 29, 31, 37, 41, 43, 47 41, 43, 47 și continuăm. Și continuăm tot așa, mai cum ești. Hai să ai tot așa, să le vedem până la 100. Poate? Până la 100. Da. Bine, așa e bun. După 47 dăm țeații. 47, 49. 49, are dreptate. Da, nu. Nu are. Dăm, dacă e 7-7. Ne-a păcărit. A doua oară mai păcărit. Tot asta a fost. Păi ce facem, mai? Băi, suntem și din filmări, facem de ăsta. Deci am impresia că totuși văd după 49, cine are numere? După 49, nu-i bun. 1, 3, 5, 7, 11. Ce e? Da. Dar tu ne-ai pus în anumită râs. Eu nici te-am șmecherii asta, mă gândeam. Dar nu știu nimic, mă vorbești prost. Nu, este un șir, ceva. Dar e un șir, mă, dar n-are nicio lege, mai George. N-are nicio lege. Ăsta-s la 2. Ăsta la 4. Distanța ăsta la 2, ăsta la 4. Ăsta la 2, ăsta la 4. Ăsta la... 4? Nu, de la 3 la 9, 6. Nu are nicio legătură, nicio rețetă, mă. Ia să vedem. Sunt obrazici. Și termină obrazici, am nicio legătură. 2,